Thailanda deține cea mai mare fermă de crevezi din lume, o broască. Cine știe unde ajunge acea carne, în ce preparat? Unii oameni din poziții mai înalte sunt conduși de lăcomie și profit, sunt foarte mari, sunt peste tot în România, le găsiți în fiecare oraș. Oamenii sunt torturați și vânduți pe bărcile de pescuit. Ați auzit bine. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi discutăm despre sclavia globalizării și cum lanțuri internaționale de supermarketuri vând creveți proveniți din munca sclavilor. Sper să și reușesc să înregistrez ceva aici, pentru că am venit în cea mai mare piață de pește din Bangkok. Este imensă. Priviți cât de aglomerat este. Nu este doar de pește. Avem și carne, fructe, legume, de toate. Este foarte, foarte aglomerată. Aceste supermarketuri sunt Aceste supermarketuri sunt extinse global, inclusiv în România. Cu siguranță mai toată lumea a consumat creveți proveniți din munca sclavilor, din păcate. Toate acestea fără să ne dăm seama, bineînțeles. Creveții, cândva un lux, acum au devenit accesibili aproape tuturor oamenilor. Sunt ieftini, dar costul de producție este inimaginabil. În unele cazuri sunt oameni care plătesc cu prețul vieții. Industria pescuitului tailandez este plină de abuzuri, tortură și execuții. Sunt foarte multe documentare, unele extrem de recente, au mai puțin de un an, în care foști sclavi povestesc cum erau electrocutați, torturați, iar cei mai ghinioniști dintre ei, în unele cazuri, erau împușcați și aruncați în mare. O investigație a ziarului The Guardian, ce a durat jumătate de an, timp în care a urmărit traseul creveților de la barcă la supermarket, a demonstrat încă o dată că prețul scăzut al creveților depinde de sclavia modernă. Sunt multe alte investigații recente, unele au durat 18 luni chiar, documentare serioase care demonstrează că sclavia există și astăzi. Haideți că în timp ce vizităm această piață și ne minunăm de lucrurile de aici, am să vă prezint traseul sclaviei moderne. Am ajuns la sectorul carne, sectorul puilor. Ia vreți ce avem aici, puișorii. Sunt proaspeți de desubt. Rațe. Între 80 și 100 de bat puiul. Depinde de mărime. Iar acolo în spate are loc sacrificarea lor. Cred că vă imaginați mirosul de aici. Bine, aici e ceva mai lejer. În partea cealaltă, la pește, e dezastru. Dar e de așteptat. Suntem într-o piață umedă. Acolo se curăță ceapă. Aici se doarme cu ventilatorul la cap. Fiecare face câte ceva. Sunt ca furnicile. În cazul în care nu știați, Thailanda este cel mai mare exportator de crevezi din lume. Este foarte cald, umiditatea la cote maxime. Porturile thailandeze sunt locul unde traficul uman este foarte prezent, locul unde o rețea internațională de sclavi cumpără și vinde imigranți pe bărcile de pescuit. Acum ai crede că așa ceva nu este posibil în anul 2023? Ei bine, te înșeli! În fiecare an, sute de imigranți plătesc intermediarilor sume mari de bani pentru a-i strecura în Thailanda în căutarea unei vieți mai bune. Aici intervine prima problemă, pentru că o mare parte din acești intermediari sunt mână în mână cu traficanții. Marea majoritate a acestor persoane provin din Cambodgia, Laos, Myanmar, dar sunt și localnici. Sunt și persoane thailandeze. Oficialitățile thailandeze estimează că ar fi în jur de 300.000 de oameni ce lucrează în industria pescuitului, iar majoritatea sunt imigranți. Doar un sfert sunt înregistrați, restul sunt fantome, nu există. Iar fantomele sunt afaceri profitabile pentru intermediarii corupți, poliție și chiar autoritățile thailandeze. Există o întreagă rețea și toată lumea vrea să facă profit din asta. Mulți dintre muncitori sunt păcăliți și drogați, iar atunci când își revin sunt deja pe barcă. Alții sunt duși la karaoke, unde le dau băuturi după băuturi până îi îndatorează, ca mai apoi să aibă parte de aceeași soartă. În momentul în care își dau seama că sunt vânduți ca sclavi și realizează ceea ce se întâmplă cu adevărat, este mult prea târziu. Capitanii bărcilor plătesc intermediarilor în jur de 500 de euro pentru fiecare muncitor, iar odată ce ajung pe vas, oamenii sunt forțați să muncească gratis. Dorm înghesuiți în condiții mizere, unii dintre ei doar cu o masă pe zi. Scuzați culoarea roșie, dar aceste umbrele sunt roșii, iar soarele bate în ele și reflectă. Nu am ce să fac, mare lucru nu pot să modific.
Asta e realitatea. Pe lângă asta dorm înghesuiți și în condiții mizere, iar mulți dintre ei trăiesc doar cu o masă de orez pe zi. Munca este dificilă și periculoasă, muncesc și 22 de ore pe zi, iar cei ce nu fac față sunt aspru pedepsiți de către capitanul navei. Neavând niciun ajutor din exterior, foarte mulți în încercarea de a scăpa din infern se sinucid, iar sclavii ce sunt mai rebeli sunt bătuți crunt și dați drept exemplu celorlalți. Foarte multe dintre aceste persoane nu mai ajung niciodată pe uscat, asta pentru că după ce primul proprietar, spre exemplu, și-a terminat treaba cu ei, îi dă mai departe. Apare următorul cumpărător care îi pune la treabă. Și acest lucru se întâmplă ani și ani la rând. Uscarnea la uscat. 90% din actele pescarilor sunt false, mulți dintre ei își falsifică naționalitatea pentru a reuși să fugă din țara natală în căutarea unui trai mai bun. Intermediarii se ocupă de toate documentele, se bazează pe acest lucru, iar odată ajunși în apele internaționale fără vreo dovadă a unei identități reale, foarte mulți nu se mai pot întoarce acasă. Scuzați zgomotul, dar trec scuterele prin această piață, parcă am fi pe autostradă. Sunt câteva vase mari, cele pe care se află sclavii, și altele mai mici, care fac legătura cu uscatul. Scopul navei mamă este să alimenteze celelalte vase de pescuit, vase ce transportă toată captura pentru a fi apoi procesată și expediată în lume. Pentru că nu au dreptul la libertate, nu au puterea de a negocia și nici dreptul de a fi plătiți, este considerată muncă de sclavi. Pe scurt, oamenii ajung captivi la mii de kilometri depărtare de uscat, muncesc zi și noapte pentru această industrie, iar fără ei toată industria s-ar prăbuși. Un adevărat iad pentru oameni creat de alți oameni. Aici trebuie să merg a plecat pentru că aceste umbrele sunt foarte joase. Bine, sunt la înălțimea lor. Foarte multe dintre aceste vase operează undeva între Papua Noua Guinee, Indonezia și Australia. Din mărturiile oamenilor reiese că aceste vase de pescuit rămân în larg și până la 6 ani de zile. Au o întreagă rețea pentru a susține acest ecosistem. Ne aflăm în Mahalaua, pe care ați văzut-o în clipul trecut. Dacă nu ați văzut-o, o să vă las linkul în descriere. Cea mai mare mahala de aici din Bangkok. Iar foarte mulți oameni din această mahala, nu vreau să dau numere pentru a nu greși, foarte mulți lucrează în această piață. Este o sursă importantă de venit pentru ei. În proporție de 80-90% chiar. Fac ce pot oamenii pentru a supraviețui. Nu se plâng. Chiar dacă le este greu, nu se plâng. Sunt mereu cu zâmbetul pe buze. Un lucru de apreciat și care ne dă tuturor de gândit. Da, viața poate fi frumoasă chiar dacă este grea. A privit cum au pus cârnații la uscat. Era să se nece când a văzut că o filmez. S-a intimidat. Thailanda deține cea mai mare fermă de creveți din lume. Mulți dintre creveții pe care îi mâncăm vin din fermele de creveți, iar în aceste ferme sunt hrăniți cu pește gunoier. Acest pește nu este comestibil și este de obicei aruncat în restul țărilor. Tot ei alimentează majoritatea lanțurilor de supermarketuri internaționale cu creveți congelați și alte produse semi-preparate. Aceste produse vin la un preț mic pentru consumator, dar au un preț mare pentru cei implicați în această industrie. Toate lanțurile de supermarketuri și corporațiile implicate sunt complici și nu fac nimic în a ajuta acești oameni, ba din contră, susțin acest fenomen condamnabil. Cu toții ne dorim o viață mai bună pentru noi și pentru familiile noastre, dar din păcate, unii oameni din poziții mai înalte sunt conduși de lăcomie și profit, încât caută să exploateze oamenii pentru a-și umple propriile buzunare. Toată lumea vrea un produs de calitate la prețul cel mai mic. Problema este că prețul mic al produsului apasă pe spatele celor mai vulnerabili lucrători. Nu o să dau numele acestor lanțuri de supermarketuri. Nu sunt aici pentru asta. Vă spun doar atât că sunt foarte mari, sunt peste tot în România. Le găsiți în fiecare oraș și cu siguranță intrați săptămânal în ele. Cu toții facem asta. Nu spun nici că angajații sau managerii cunosc aceste lucruri. Totul vine de sus. Lucrurile acestea cu siguranță sunt cunoscute de proprietari și de cei care plătesc. Dacă tot ați ajuns până în acest moment al clipului și vă place conținutul pe care îl fac, am să vă rog să dați un like acestui clip și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o, pentru că este gratis, așa că apăsați un subscribe acolo, ajută foarte mult. Această piață este extrem de mare, este completă, văd și flori de toate. Cred că am vizitat aproximativ 40% din ea. Nu ai cum să mergi peste tot, plus că este foarte, foarte aglomerată, iar
De umiditate și căldură nu mai zic, sunt peste 40 de grade astăzi. Văd că oamenii pun foarte multă gheață pe carne, dar da, nu știu ce să zic referitor la igienă. Pot să vă zic doar că am fost în astfel de piețe mult mai mici, care arătau mult mai mizerabil. Era mult mai multă mizerie. Aici nu este mizerie, cu excepția mirosului în anumite porțiuni, unde este normal pentru că oamenii curăță peștele. În rest, ia priviți, curat. Bine, am mai văzut un șoricel pe aici, pe acolo, dar trecem cu vederea. Comparativ cu alte piețe, aici este foarte bine. În urma unor investigații s-a descoperit că există chiar și o insulă în Indonezia, unde sunt îngropați numeroși oameni ce au muncit ca și sclavi pe aceste vase. Acum câțiva ani, Uniunea Europeană a amenințat Thailanda cu interzicerea comerțului dacă țara nu va depista pescuitul ilegal. Toate aceste amenințări plus numeroasele documentare au adus la lumină adevăratele probleme din această industrie. Oamenii de aici sunt de acord cu regulile impuse de cei de la Uniunea Europeană, dar nu și cu impozitarea de către statul thailandez. Chiar dacă celor din UE le-a trebuit vreo 10-20 de ani să facă ceva în această privință, cheltuind peste 30 de miliarde de euro, problema tot nu este pe deplin rezolvată. Asta pentru că mulți inspectori se uită doar la detalii minore, nu la modul cum sunt tratați și în ce condiții trăiesc acești muncitori. În urma acestor apariții media, aceste lucruri au ajuns și la urechile multor oameni influenți care încep să refuze marfa venită din Thailanda, motiv pentru care mulți schimbă etichetele și spun că sunt din Vietnam sau din alte țări din apropiere. Un alt lucru pe care îl mai fac, nu mai folosesc bărci thailandeze, doar proprietarul este thailandez. În rest, barca, echipajul, bine, echipajul în unele cazuri este format din sclavi. Chiar dacă Thailanda încă lucrează la aceste aspecte, nu s-a rezolvat nimic. În ciuda regulamentului creat de guvernul thailandez, pescarii încă sunt vulnerabili traficului uman atunci când se aventurează în apele internaționale. Ia priviți cât pește, 170 de baht kilogramul, 60 de baht kilogramul aceștia micuți. Nu știu să vă zic tipurile de pește pentru că nu sunt un mare cunoscător. Îmi place să-l consum și cam atât. În 2019, Statele Unite a clasificat Thailanda la nivelul 2 când vorbim de traficul cu ființe umane. Toți consumatorii de fructe de mare ar trebui să se întrebe dacă este muncă de sclav în spate sau dacă sunt din surse sustenabile. Dacă mănânci fructe de mare, înseamnă că cineva le-a prins și este foarte posibil ca acel om să nu aibă o viață la fel de bună ca a ta. Acum nu știu dacă sunt de mâncare sau nu, nu vreau să greșesc, dar cam tot ce este în această piață se mănâncă. Priviți broaște aici. Fel de fel de ciudățenii. Trebuie să înțelegeți că prețul creveților aici este ridicol de mic. Sunt aproape gratis. Iar pentru acest lucru cineva îi prinde pe gratis. Da, trebuie să ne gândim la asta. Când plătim foarte puțin pe un produs, nu este întotdeauna o afacere bună. Pentru noi, da, poate fi o afacere bună, dar în capătul celălalt al lanțului, o persoană poate suferi. Cred că sunt aruncate. Sper că le-au aruncat. Mie îmi plac foarte mult fructele de mare. De când am ajuns aici, mănânc aproape în fiecare zi. Dar acum, știind povestea din spate, da, este puțin ciudat. Cum faci diferența? Pentru că în supermarket te uiți pe etichete și acolo ar trebui să găsești anumite lucruri, dar când vii într-o asemenea piață pentru a cumpăra, cum faci? Să-mi spuneți voi, lăsați în comentarii dacă știți mai bine sau dacă aveți idei. This is for it? Eating? No? Okay. Mă gândeam că le mănânc, am întrebat-o pe doamna și a zis că nu mănânc așa ceva. Femeia mi-a spus că acele broaște țestoase provin din această apă. Asta chiar este cea mai mare piață de pește pe care am văzut-o. Am fost și în Japonia, și în Coreea, Vietnam, Filipine. Am clipuri de peste tot, dar aici este altceva. Ia priviți o broască în proces de preparare. Acum nu vreau să zic nimic, dar cine știe unde ajunge acea carne, în ce preparat. Nu mă refer aici în piață, poate și în alte situații. Dacă ne vom întreba tot mai mulți de proveniența acestor fructe de mare, cred că reușim să îmbunătățim viața acestor oameni, pentru că traficul uman nu ia viața doar a unui singur om,
ci afectează întreaga familie. Cu siguranță toți trebuie să avem drepturi egale, indiferent din ce parte a lumii provenim. Industria fructelor de mare trebuie să fie una sustenabilă, trebuie să avem grijă de oameni și de mediul înconjurător. Este până la urmă responsabilitatea tuturor. Cred că cu toții ar trebui să citim mai cu atenție etichetele înainte de a cumpăra astfel de produse. Cam atât de aici. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ne ajutați cu un like, să distribuiți clipul pentru a ajunge la tot mai multă lume. Eu zic că merită aflate aceste informații și să ne lăsați ca de obicei părerile voastre în comentarii. Până data viitoare, numai bine!